Așa că, dragii mei telespectatori, vreau să fac un experiment cu dumneavoastră acasă. Râdeți un pic. Hai zâmbiți. Hai, vă rugăm, zâmbiți. Așa vă vreau. Mirela și Elvis Năsturică. Bună ziua, bună ziua, bună ziua tuturor. Mulțumesc bine, sper, dar nu la fel de bine ca voi. Sper că vă place ce piesă a ales Ciuca aici. Foarte tare, mulțumesc, Ciuca. Și de asta, haideți să luăm unul pe canapea. Ce faceți, domnul Năsturică? Mă simt ca la nunta de argint. Asta zic și eu, să sărbătorim un fel de nunta de argint, pentru că sunt câți ani de când sunteți căsătoriți? 27. 27 de ani oamenii ăștia au împreună pe certificatul de căsătorie, da, corect? Da. Și acum v-ați așezat și pe hipilica noastră, că am readus-o la lumina reflectoarelor, la cererea publicului. Foarte bine ați făcut. Mulțumim pentru invitație. Ne simțim exact ca la nunta de argint. Soțul meu deja își făcea griji. Vai, dragă, dacă tu ești îmbrăcat așa stilizat, eu trebuie să îmbrac și o coie folclorică, ceva, da, ca să fim la fel. Dar de unde? Elvis, el este Hollywood, eu... cu fir de argint prin ea din șifonier. S-a închis la Năsturică, da, și a venit la Măruțică. Hepilică. Am dat jos 2 kg și am reușit. Se vede, se vede, se vede. Dar aș vrea să știm de la doamna Mirela cât timp i-a luat să-și facă instalația asta. Asta e deja instalată de mult. Luat, da, da, designerul meu, designerul meu Victoria Sava, care îi și mulțumesc pentru această ținută, mi le face din timp și uite, hop, cum a venit emisiunea, am venit la tine, știi cum, plină de trandafiri. Invitată de foarte multe ori pe doamna Condurache, Daniela Condurache, și întotdeauna spunea că cel mai greu la dumneavoastră e să-și facă instalația aia de sub... Este și eu știu cum se, da, se spunea face aceasta. Da, păi așa. Bun, e și deci la de 27 de ani căsătoriți, da? Cine a făcut primul pas? Păi cum nata noastră, pentru că eu eram elevă la Colegiul Național de Arte din Olipati și acolo eram la canto popular, la profesorul meu Gavril Prunoiu și foarte mândră, pentru că plecam și luam premiile pe țară și prietenă fiind cu sora lui Elvis, care eu nu știam că îmi va deveni cumnată. Stai un pic, hai să spunem adevărul, eu... dragă Mirela, că tu ai pus busuioc sub pernă și l-ai visat. A, nu mai zic de asta că l-am și visat, dar n-am crezut că el va fi alesul inimii mele. Adică ai pus busuie sub pernă? Măi, da. Ai pus? Da, ce ai visat în noaptea? Păi am visat un bărbat în costum. Băi, dar era slab rău, că eu când l-am întâlnit era slab în ochi. Da, slab de... s-a terminat. E, și am văzut decât părul ăsta aranjat, care stă în oglindă 3 ore ca să-l aranjeze, deci, știi? Asta, nu? Fața nu i-am văzut-o. Și când m-am trezit de dimineață, bunicile mele, repede, ce-ai visat? Măi, mamaie, zic, nu știu, dar era un domn în costum, așa, zic, cine m-o lua? Îți dai seama, mândrie în familie, vai, să vezi ce bărbat frumos o să ia fata noastră, erau mândre amândouă, dar n-am știut că el va fi viitorul meu soț. Și uite așa cum nata s-a ținut de capul meu, mi-a împachetat așa frumos, cam un frate gentil, că e elegant, că e pedant, că, mă rog, n-am vrut, zic, dragă, cariera după aceea să întâlnesc eu un soț, că sunt prea mică, nu mi-arde de așa ceva. 18 ani aveai tu, Elvis? Eu, 18 ani, 25. Perfect. Foarte frumos. Aveți și doi copii, asta e înseamnă 27 ani, da, căsnicie. Doi copii, pe Sara și Robert, da. Robert are 23 de ani, Sara 16 ani, bineînțeles că ei ne calcă urmele și Robert este pianist, iar Sara este la canto clasic. Ce frumos. La doamna profesor Ruxandra Ispas și suntem mândri. Sperăm să... fie mai departe decât noi. Noi ne-am ales muzica asta noastră tradițională, folclorică, muzică lăutărească, cu toate că noi am cântat și pe vase de croazieră, pentru că el e mai mult cu jazz, o muzică internațională. El iubește altceva. Nu mai strică jazz, chestii, croazieră, tot. Nu te-ai gândit să rămâi în am avut o propunere în Danemarca, am fost invitați în Danemarca de către președintele companiei. Și da, și nici nu mai există acum. Și ne-a propus, voi sunteți tineri și aveți tot viitorul în față, rămâneți aici, mai ales că mă aveți pe mine care pot să deja să vă lansez foarte repede. Da. Nu, n-am putut să rămânem, am venit acasă. Da. Așa a fost soarta. Exact. Aveți aici două, vă rog frumos să ridicați, da sau nu, pac, și o să răspundeți la niște întrebări foarte repede, pentru că vrem să vedem cum stă fericirea în familia Năsturică, astăzi fiind ziua mondială a fericirii, da? Deci arătați, vedeți că aici e nu și aici da, da. Ține jos și în funcție de ce răspuns dați, da, repede, da? Da. Nu ține de la început nu. Da, da. Nu ține de la început nu, ține jos măcar, să vedem cum stau lucrurile. Ați fost gelos, geloasă în căsnicie până acum?
Ok, clar, clar. Bun. Și el e mai și hoț, să face că nu vede. Și acum e gelos, da? E gelos. Da, e, mă uit și eu cu Jean, așa, da. Și eu pe el și el pe mine. Da, așa e normal. Mai jos, lasă-l jos acum. Ați căutat vreodată pe telefonul partenerului? Asta e dată, e 27 de ani. Normal, cu toate care codul și acum pe telefon, eu nu știu codul. Păi și cum îl cauți? Nu știu, că îl mai găsesc deblocat din când în când, că el uită, știi? Da, și mai intru și eu. Da, și chiar dacă văd anumite lucruri, mă fac că nu văd. Păi ce poate să fie? Adică știi ce se întâmplă? Mai cochetează și el cu fete pe acolo. Dar știi ce spun? Păi, na, ești frumoasă, trimite inimioare. Și eu zic, dar de ce trimiți inimioare? Păi stai, dragă, că sunt fanele noastre. Hai, lasă-mă cu fanele, ce e asta? Eu îl accept, adică eu urât, că vă dați seama, și fără fane ce aș face? Păi și dacă se întâlnește cu fanele de la inimioare? Păi nu, că el acum ține post. Păi după post. A fost la, aoleu, a fost la Muntele Atos, păi nu, nu știu, poate să și iasă, bineînțeles, dar să nu simt, să nu simt. L-ai suspectat vreodată asta de 27 de ani că te-a înșelat vreodată? Dai seama, păi cum? Și? Dar există cineva care să nu calce strâmb? A, păi era și călcat, există. Eu întreb doar dacă l-ai suspectat. Nu, păi eu l-am și suspectat. Eu am întrebat doar dacă l-ai suspectat. L-am și suspectat. L-ai și prins. Am și, nu, câteodată am și dedus. Este foarte deștept și nu-l prins, oricum. Am înțeles. Ce e? Nu-i vine să creadă. Felicitări, bă. Ai prins-o, ai fost. Tinerețea, Mirela. Tinerețe. Tinerețea, asta e viața. Nu, nu, nu l-am prins. Nu, nu l-am prins, dar și dacă l-aș fi prins, eu sunt fată bună, nu. L-ai fiertat? Păi ce să fac acum? Cu doi copii rămâneam leșinată pentru cineva care vrea să facă rău, nu? Te poți să intervii, să spui, draga mea, n-a fost niciodată vorba de așa ceva, te rog. Nu, într-adevăr, probabil că i-am creat de multe ori impresia asta. Nu pot să răspund acum dacă vreodată s-a întâmplat sau nu. Exact. Dar nu am cum să spun chestia asta. Doar atât pot să menționez că, într-adevăr, Mirela, Dumnezeu mi-a dat o soție deosebită și crede-mă, mă rog la Dumnezeu ca băiatul meu, orice le dai la copii. Să aibă o soție ca... Măcar pe jumătatea Mirelei. Pentru mine este mândria și cea mai mare realizare a vieții mele este soția, adică, și copiii. Ai greșit mult în ăștia 27 de ani. Nu. Ai căpătat, acum, ai căpătat, acum căpătat experiență și ce zice, trebuie să zic ceva, că altfel... Bun. Nu, chiar mi-a dat Dumnezeu un soț bun, așa că mă pot mândri și eu. Foarte mulțumesc, frumos. Hai să mergem mai departe. Săptămâna asta s-a întâmplat să vă mințiți partenerul, partenera? Eu... Da, știi cu ce l-am mințit? Trebuia să ajung la o clinică astăzi. Și m-a întrebat, zice, eu nu mint, el știe că eu sunt foarte sinceră. Și i-am spus că ar trebui să fac ceva de înfrumusețare. Dar de fapt era vorba despre buze și el nu acceptă așa ceva. Și zice, astăzi mă pregătesc să plec la clinică. Păi, care parte a feței ar trebui să faci ceva? Cu toate că eu n-am nimic, da. Adică nu sunt... Și astăzi am chemat noi la emisiune. Da, da. Și, mai fost și Dumnezeu a făcut, îl iubește mult de tot Dumnezeu, cu postul acesta. Da. Și nu mai te duci după aia? Nu, cred. Nu, cred că mi-e frică de ace. Da, nu, nu, oricum, el nu suportă așa ceva. Nu era chiar sigur, e un semn ca să nu e mă duc. E un semn. Mai departe. Sinceritate, ați mințit vreodată asupra sumei pe care ați cheltuit-o la cumpărături? Adică să nu-i spui adevărul cât ai cheltuit pe diferite lucruri? Mai da, 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 adică n-avem cum, na, mai sunt niște bănuți. Cum ai făcut, Elvis, ce ai zis? Cât am dat, dragă, pe ceasul ăsta, ce ai, l-a fost la reducere. Exact, nu, stai exact, că plec eu în mai acum, unde? Într-o țară străină și trebuie să... Eu de multe ori arunc bunurile. Le arunci, nu? Da. Cel mai sănătos. Și tu unde pleci? Pleci cu fetele sau cum? Da, cu fetele plecăm. Aveți e prima noastră vacanță în care ieșim doar cu fetele, fără soțul meu, pentru că el nu are fobie de avion, adică nu zboară. Aici, aproape de noi, în Turcia. Da? Și am foarte multe de cumpărat. Și el a zis tuturor, zice, soția pleacă doar așa într-o excursie de câteva zile, dar să știi că nu cumpără nimic. Zic, măi, Năsorică, cum să nu cumpără nimic? Păi eu mă duc doar să mă uit așa să... Deci a crezut de moment, dar el nu o să știe cât cheltui. Și cât stați plecate, voi, fetele? Nu mult, 3 zile. Da, doar 3 zile. Da, Elvis? Adică, nu că și el o să plece 3 zile și așa... Unde pleci? La Muntele Atos. Da? Da. Foarte frumos. Acum, în perioada Paștelui? După. Am făcut acum un podcast cu părintele Pimen Vlad. E chiar pe canalul de YouTube Acasă la Măruță. Puteți să-l vedeți, să-l ascultați. Primim enorm de multe mesaje despre podcastul ăsta. A intrat și în trending pe YouTube. E pe locul 11, adică câtă nevoie are lumea de vorbe duhovnicești. Părintele Pimen Vlad, căutați pe Acasă la Măruță. O să vă placă, o să vă ajungă la suflet.
Dar vorba lui Ciucă, mie mi se pare că e foarte tare asta. Bă, tot se găsește urmă să comenteze, să-l contrazică pe părinte cu ceva, că știe el mai bine cum e, că părintele e cu maica Domnului. Și că nu e așa, părinte, stați că vă spun eu. Da, uite-l aici, pe părintele Pimen Vlad. Omul ăsta e un înger pe pământ. Efectiv, e un înger pe pământ. Căutați acasă la Măruță. Ridică Ciucă un pic așa, acasă la Măruță. Acolo, uite, de mână. De mână. Ați dus-o de mână cu maica Domnului. Da, exact, căutați acolo. Foarte fain, foarte fain, că a venit vorba de asta. Într-adevăr, da. Dacă te duci la Muntele Atos, să mergi să-l cauți pe părintele Pimen Vlad. E de 30 și ceva de ani acolo, da. Fabulos, da. Bun, mai departe. E bine de știut, mulțumim. Trecem la o întrebare care atunci când nu suntem în post poate să primească un răspuns. Ai mințit tu sau tu că ești bolnav, bolnavă pentru că nu aveai chef să faci ce te roagă partenerul? Adică n-ai zis, hai că mi-e rău, nu mă duc eu la cumpărături, hai că nu știu ce. Nu. Deci e bun, perfect. Că nu este rău, nu este rău. Ai adormit în timp ce te uitai cu partenerul la film? Da. Perfect. Ai uitat de ziua aniversării relației? Niciodată. Nu uit. Cum s-a întâmplat? El da. Să fiind în post, poți acum să spui ce ai pe suflet. Zi. Da, am uitat, nu știu. S-a întâmplat, să uit. Și nu mi-a adus aminte în acea zi. Dar ți-a adus aminte de momentul ăla? Ca să-mi facă să mă simt mai rău, mi-a adus aminte după două zile. Știi că acum două zile a fost aniversarea noastră și m-am, într-adevăr, m-am simțit... Deci de o singură dată ai uitat. Da, da, da. Vezi? E, da, a venit cu un buchet de flori, a zis, a iubita mea că... Să... Da. Da. E, au fost și multe cumpene în viață la care, de la ce o perioadă, de la o perioadă de încoace, în urma pandemiei. Cea mai mare cumpănă noastră... A fost pierderea mamei ei, pierderea părinților mei. Amândoi au murit în decurs de 10 luni. Unul după celălalt, adică ăla el a fost și mai tragic. Da. Iar după aceea a urmat... un diagnostic dat prima oară greșit de câțiva medici în privința sarei. În privința fetiței? Da, unde a fost șocul vieții mele. Dar l-am avut pe Dumnezeu aproape și m-a ajutat atunci când am avut nevoie. Elvis n-a știut o perioadă foarte mare, îndelungată chiar. Eu a trebuit să mă duc fetița peste tot. După care a trebuit să facem și biopsia și să aflăm cum stau lucrurile. Din păcate, am avut încredere așa în medicina noastră de aici din România, dar acum nu mai am și nici nu o să mai am vreodată. Întotdeauna merg pe intuiție, deoarece au lăsat-o cu un diagnostic care trebuie tratat. Trebuia tratat și n-au făcut absolut nimic. Au tratat-o doar cu un simplu Nurofen, care mi se pare Nurofenul, dacă îl iau eu acum, mă doare capul. Efectiv nu-mi trece de la un Nurofen, zic. Dar la diagnosticul ei chiar nu preta. Astea probleme medicale sunt atât de dureroase. Da. Și... Dar acum am descoperit un doamnă doctor de reumatolog Cluj, de la Cluj, da, și lucrurile au intrat pe făgașul normal. Da. Tot o româncă a făcut pentru noi. Am fost plecați și în alte țări ca să ajutăm. E bine că sunteți bine acum. Sara e bine și asta. Întotdeauna, da. Și când am avut unul pe celălalt, întotdeauna ne-am susținut și de-aia zic, 27 de ani împreună, cu bune, cu greutăți și cu mai puțin. Dar viața nu poate să fie chiar atât de frumoasă dacă nu ai și cumpene. Nu simți fericirea de ajuns. E o luptă, acum, viața. Acum pentru noi este fericirea dublă. Faptul că copiii sunt bine, noi suntem împreună, exact. Știm să ne bucurăm mai mult de viață. Și nu dăm valoare acum banilor sau decât prețuim familia mai mult decât orice. Eu vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. O să și cântăm. E aici Tarafu cu care ați venit și cu care mergeți la evenimente. Cu ei de cât timp sunteți? Nu suntem de mult timp. Pentru că mereu se schimbă, nu? Chiar am făcut, da, am făcut o schimbare. Perfect. Da. Oameni buni, frumoși sunteți, succes aveți, baftă să aveți, talentați sunteți, mulțumim. Vă iubiți. Eu zic că totul merge cum trebuie. Doamne ajută, așa le dorim și tuturor telespectatorilor, să se iubească și să fie sănătoși. Întotdeauna să gândească la ei mai mult decât la orice, pentru că în orice moment poate să fie o cumpănă, dar cred că și încercările astea sunt făcute mai mult ca să ne apropie de Dumnezeu. Așa este. Gata? Gașca e pregătită? Da. Ce cântăm? La urechi cercei are șiche parfumată, adică am venit și cu șic și cu parfum, cu tot ce trebuie, pentru toate fetele noastre care știu să se aranjeze la evenimentele unde noi cântăm.
Așadar, oameni buni, Mirela, Elvis Năsturică, am zis să începem ziua de miercuri cu puțină muzică, să ne simțim bine și apoi să-l aducem pe doctorul Sava aici la control. Doctore, ai văzut ce a zis doamna Mirela? Că doctori, colegi de-ai tăi au greșit. Mai greșim și noi, că nu suntem perfecti. Așa este. Dar acum asta nu înseamnă că și tu, doctore, greșești. De asta zic, nu lua asupra ta. Așa tu, de rar greșesc că nici nu se bagă în seama. Că toată lumea știe că ești un băiat extraordinar. Mulțumesc frumos, Cătălin, așa. Perfect. Doctore, ne vedem imediat, vorbim despre alergii, da? Da, da. Facem teste? Facem și teste și pe noi și pe alții, pe tot ce prindem. Pe pozaș, că e plin de alergii. Facem. Dacă îi dăm măr, dacă îi dăm căpșuni. Serios, să-ți povestesc pozașul. A fost plecat acum vreo două săptămâni, ai văzut, prin Filipine, prin Hong Kong. A mâncat de acolo fructe, n-a avut nimic. Ba, a mâncat fructe de ale noastre românești de la supermarket, alergii de ce adică tușește chestii de genul ăsta, serios. Facem. Un subiect foarte interesant despre alergii, imediat, oameni buni, îl dezbatem aici, dar până atunci să ne bucurăm de oamenii ăștia frumoși, de 27 de ani căsătoriți și acum ne cântă Mirela și Elvis Năsturică! Și brațară pe picioare.